Astea sunt mai ușoare, nu? Pentru că greu a fost să joci, să te sacrifici, să alergi, să te bați pentru a căpăta identitatea, a te face cunoscut. Eu cu toți ceilalți, pentru că nu sunt singur, a fost o vorbare, un sport colectiv și cred că generația împreună, deci toți m-au ajutat, toți au sprijinit, că m-au împins pe o direcție care e destul de înaltă. Am adus steagul cam sus, am obișnuit lumea să ne bată în culcare. Și acum se văd roadele mele personale în sensul ăsta, unul din momentele importante e acesta. Care e? Pentru că înainte ai făcut la nivelul cel mai înalt, ai stat la nivelul cel mai înalt. Nu ne-am simțit niciodată mai inferior ca nimeni. Dar ne-am bătut, am fost aproape și să câștigăm naționala și multe lucruri, multe momente importante. Cred că și bineînțeles cred că motivația pentru ceilalți ca să poată să ajungă. Că toate aceste lucruri care se întâmplă, cred că dacă le iei în mod pozitiv, le iei în sensul de a te motiva pe ceilalți, a motiva pe ceilalți exemple ca să-i motiveze să, de ce nu, să ajungă alții să facă mai bine ca noi și să fim mai bine. Dacă ar fi să atașăm o semnificație în momentul ăsta, chiar dacă poate părea complicat, dar pentru fotbalul românesc, ce s-a întâmplat astăzi aici? Ce credeți că s-a întâmplat? Ce reprezintă în evoluție fotbalului? Faptul că... Momentele astea sunt cum în toate, și în sport și în orice domeniu, când cineva iese un exemplu pentru ceilalți care să motiveze, să muncească, să-l depășește. Eu cred că numai lucrul ăsta este... Toate lucrurile bune, mari care s-au făcut, sunt ca să le depășești. Nu putem să rămânem în loc, nici nu putem să stăm, să trăim numai cu istoria. Te uiți în față, nu? Și în față e să vină alții mai buni ca noi.